să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securici. Că Moldova nu-i a mea, nici a ta, nici a voastră, nu mai știu. Cum eram, nu mi-aduc aminte, cred că de la vinișorul ăla pe care l-am băut la prânz. Mamă, ce buchet, Doamne Dumnezeu. Măria ta. Ce e logofătălăul meu? Nu, au venit turcii, au dat turcii? Nu, Măria ta, o veste bună. Oi, lasă-o mai ușor cu băutul, ramă. Unde ai văzut o veste bună în partea asta de lume? Nu, Măria ta, este o minune. Se face autostrada Târgu Mureș Iași. Oi, ce catastrofă. Oi, ce au mai făcut pidosnici ăștia? Nu, Măria ta, poate nu ai auzit bine. Se face autostrada Târgu Mureș Iași, s-a votat. Oi, asta e cea mai mare nenorocire. Trădare, trădare, de trei ori trădare. Uf, te uiți așa, tu ești cam prost, nu le-ai pe astea cu politica. Dacă s-a votat, înseamnă că nu se face. E bătută în cuie. Bă, o facem, adică semnăm că nu o facem. Măria ta, eu nu mai înțeleg. Păi nu înțelegi, că ți-am zis că ești prost. S-a votat, s-a mai votat odată, s-a votat și programul de guvernare, era și acolo trecută și nu s-a făcut, s-a mai apucat și Ponta de ea să o facă și tot n-a făcut nimic. Asta e șmecheria boierilor de la București. Bă, votează și ce votează nu se face. Tu nici până acum nu te-ai prins. Mamă, șeful, dar ce șmecheri sunt. Ei nu știu că ne mor mai mulți oameni pe șosele decât în luptă dreaptă cu ienicerii și cu spahii. Nu le pasă, asta chiar mă scoate din sărite. Și știi cum sunt eu, mic la stat, aprig la mânie. Știu, Măria ta, toată lumea știe. În cazul ăsta, de azi schimbăm foaia. Nu mai merge așa, am otrăvit fântânile și am pârjolit ogoarele suficient. De azi, nu mai fugim. De azi... ne punem pe construit infrastructură. Mai întâi și mai întâi vreau să-mi aduci arcul și săgețile. De ce, Măria ta, vrei să construiești iar o mănăstire ca Pudna? Nu. Voi trage cu săgeata și unde pică săgeata, pe acolo vreau să treacă noua autostradă spre Moldova. M-ai înțeles? Gata cu bâlbâielile. Am trăit suficient în evul mediu. Acum e timpul să intrăm și noi în secolul 21. Vreau să ajung... rapid la inima și în atacul domnițelor. Și după ce facem treaba cu săgeata, vreau să dai sfară în țară și să-mi adun pe toți feciorii vrâncioaiei. Dar, Măria ta, toți feciorii vrâncioaiei au plecat care încotro. Unii în Spania, unii în Italia, alții în Anglia. Lasă-mă cu unde sunt plecați. Unii în Spania, unii în Italia. Dă-le de veste să vină acasă că avem treabă. Ne trebuie studiu de fezabilitate. Ne trebuie plan de ăsta de construcție. Trebuie să facem pus, cu put, cu pum, pum, pum. Ne trebuie muncitori. Tu zile că-i rog eu frumos să se întoarcă acasă și să pună mâna pe unelte... că avem de lucru. Mi-am notat, deci contactează-i pe feciorii vrâncioai. Altceva? Da. Vreau să o contactezi pe mama. O știi pe mama, da? Da. Știi unde să dai de ea. Pe o stâncă neagră, într-un vechi castel, etc., etc. Mama lui Ștefan cel Mare. Știi ce dracu. Dar vreau să vorbești cu mama, să vorbească ea cu toate doamnele și domnițele Moldovei și să se pună să facă alivenci, poalembrâu, sărmăluțe, colaci, borș, pârjoale, cele mai trece dumnealor prin cap, ca să-i pună la treabă pe feciorii Moldovei. Le trebuie combustibil la oameni dacă se apucă să facă autostrăzi, nu? De vinișor mă ocup eu, pentru că vorba aia, am niște ani de experiență în domeniu, da? Vorbește cu mama lui Ștefan cel Mare. Dar ce ne facem cu boierii, știți, boierii trădători, uzurpatori, uneltitori? Răbdare, logofătălăul meu, răbdare! Nu scapă nimeni nepedepsit. Lasă-i pe boieri pe mâna mea. Am eu act de cojocul lor. Știi ce an e ăsta? Nu.
Păi ce istorie ai învățat-o la școală, fecior? Din manualele alternative. Se explică. E anul centenarului, ficior. În anul centenarului nu scapă nimeni nepedepsit. Le pregătesc eu o surpriză la boieri să o țină minte încă 100 de ani. Deci, mai întâi, adunăm toți băieții din vechea gașcă. Mișu Viteazu, jum. Mircea cel bătrân, pac. Avram Iancu, țac. Matei Corvin, ia. Și mai era unul. Așa, Horea, Cloșca și Crișan. După aia facem brigadă, mergem peste boierii trădători chiar la ei în bârlog, îi luăm la rost, la sfârșit, după ce le-am zis tot ce avem pe suflet, le dăm de ales. Ori își bagă mințile în cap, termină cu măscările și ne ajută să facem autostradă în Moldova, ori dacă nu, îi dăm pe mâna prietenului nostru. Care prieten, Maria? Cum care prieten? Singurul din gașcă pe care nu l-am pomenit încă, Vlăduț Țepeș. Și dacă nici când aude Vlăduț nu se satură de dat țepe boierii noștri, atunci să nu-mi zici tu mie Ștefan cel Mare și Sfânt. Hai, l-a construit, flăcăii mei! L-a construit! Că Moldova nu e a mea, nici a voastră, nici a lui Bechtel, nu mai știu. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Până să intrăm în pâine, vă arăt una foarte tare care spune totul despre noi ca nație. Am fost în weekend la Baia Mare și la Satu Mare în cadrul turneului Starea Nației. Veți vedea imagini la finalul emisiunii. E, când m-am întors duminică, ajungem cu acel autobuz care te ia de la avion și te duce să-ți iei bagajele. Și șoferul nu deschidea ușile. Nu pricepeam de ce. După câteva secunde a apărut o doamnă care a deschis ușa pe care trebuia să intrăm noi. Cum a blocat-o? Uite așa. Da, fraților, anul 2018, UE, România. Aeroport internațional modernizat. Nu stau ușile, pac, pui cataroiul. Bucata de BCA, fabulos. Ăștia suntem, e despre noi. Mai vreți una frumoasă, așa, să vă enervezi de lunea? Întotdeauna, ca să-ți dai seama unde ești, e bine să te compari. Uite, în anul 1918, Finlanda devine stat independent, scăpând de ocupația Rusiei. Anul acesta sărbătorește 100 de ani de independență. Cum zicem noi, centenarul. Știți cum sărbătoresc finlandezii centenarul? Vor găti 10 milioane de porții de sarmale de ren afumat. Nu, își fac cadou o bibliotecă. Dar ce zic eu, o bibliotecă, o frumusețe de bibliotecă. Până să vă arăt, țineți minte un număr, 91 de milioane. De ce? De cărți. Cam atâtea împrumută finlandezii într-un an. Niște cititori, dă-i dracu, de finlandezi. Biblioteca asta va fi chiar vis-a-vis de Parlament, va avea un cinematograf, o cafenea și multe altele. Ați văzut, arată fenomenal și va costa 98 de milioane de euro. Se va numi, desigur, Catedrala Lecturării Neamului Finlandez. Nu, bineînțeles că nu, dar pentru că am ajuns aici, ar trebui să vorbim despre cadoul pe care ni-l facem noi. Ce cadou își face România de centenar? Nimic. Să zicem această catedrală a neamului, care doar până acum a costat 110 milioane de euro, dar nu e terminată nici la roșu. Plus 200 de milioane de euro terenul donat de stat. 310 milioane de euro și nu e terminată. Probabil va mai suge 100 de milioane lejer. Dai un ban, dar cumperi ceva frumos. Bă, de banii ăștia făceai 3-4 biblioteci cum și-au făcut finlandezii. Una la București, una la Iași, una la Cluj, una la Timișoara. La mișto, așa, le răspândeai prin țară. Poate nu vă amintiți, avem și noi o bibliotecă națională mare și frumoasă, dar
Nu se dă căldură în ea decât în decembrie, că așa comandă un șmecher de pe acolo. Da, exact, suntem și foarte proști și acceptăm toate prostiile pe care acești indivizi ni le bagă pe gât. Dai dintr-o semnătură 200 de milioane ca să faci o biserică, dar umbli ani și ani după bani ca să faci un spital regional și mergi pe la turci, pe la UE, dar nici de acolo nu iei bani, pentru că ești penibil, incult, incompetent. Ah, chiar, voi știați asta? Sub placa de la parter au fost proiectate două săli polivalente, dotate cu altare, care vor funcționa ca biserici, una situată la 16 metri adâncime, iar cealaltă la 11 metri. În perimetrul de la subsol mai sunt construite 42 de cripte, 4 buncăre antiatomice, un muzeu al creștinismului și diverse spații pentru comunicare media. Ce, mă? 4 buncăre antiatomice? Ho, ho, ho. Nea Daniele, pe bune, te gândești că noi toți o mierlim, iar voi o să supraviețuiți în buncărele atomice? Vai, ce ridicol! Tu chiar tragi de timp cu disperare? Chiar nu vrei să-l cunoști pe domnul Daniele? Deci, centenar, ce ne facem noi cadou? Foarte mulți bani tocați aiurea de instituțiile statului la firme prietene fără licitație. Apoi niște cârnați, o fasole, ca să ne dăm aere, pentru că acelea sunt aerele pe care de fapt le merităm. De la cârnați cu fasole, la mulți ani, România. A uitat de remaniere, a uitat de guvern, a uitat de toate. E ca un cățel de la în perioada de împerechere. Nu mai știe decât de valize. Plimbă o valiză după el toată ziua. Doamna Irina Sărumâna, luați aminte, doamnă, așa e la bătrânețe. Oamenii mai fac fixații, mai au valiza de acasă și se plimbă cu ea pe drum. Ce să... Astăzi Dragnea a venit cu valiza. Ți se rupea sufletul. Venea trăgând valiza după el. Uite, mă, Nea Livache, cum veneai tu. Uite-l, mă, uite-l. Ăsta-i liderul Pește. E conducătorul principalului partid al țării. Trage o valiză după el. Și e ca acei criminali în serie. Ne și anunță: săptămâna viitoare, luni, voi veni cu a treia valiză, pentru că avem suficient. Mai vino, Nea Livache, mai vino cu una, păi, da? Mai faci mișcare, mai... Auzi, să n-ajungi să tragi după tine un pantof legat cu sfoară și să zici că plimbi câinele. Atunci va fi nasol. Mă rog, și acu' e nasol, da? Dacă partidul te acceptă așa, noi ce să facem? Fiecare cu obsesiile lui. Klaus Iohannis are aceste obsesii din noaptea alegerilor din decembrie 2016. Bre, e bine că recunoști. Ăsta e primul pas. Fiecare cu obsesiile lui. Tu cu ale tale, el cu ale lui. Nasol e că obsesiile noastre, cum e asta cu să avem și noi o țară, nu interesează pe nimeni. Bă, cum am ajuns? Cum am ajuns? Chiar părea la un moment dat că avem viitor. Pe bune, n-ați avut impresia la un moment dat că am avea viitor? N-avem, frate. O să frecăm mingea la o miuță în cartier. N-o să ajungem niciodată cu adevărat în Europa. Bă rog, o să ajungem, dar fiecare pe cont propriu. Aolo, bă, toată lumea în bănci. Vine domn profesor Iohannis, vine cu tezele corectate. Liviule, ai pus-o, golanule. Viorico, ai încurcat o fată. Aia făcută toată cu pix roșu, sigur e a ta. O mare îngrijorare pe care o am este vorba de anul 2019. România va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. Părerea mea este că nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Oh, nu se poate. Păi dacă nu suntem pregătiți, domn președinte, să luăm niște meditații, nu? Plătim, domne, plătim. Ce să facem? Punem acolo, la colecția de case, că... Acum câteva săptămâni am fost întrebat și am spus că vom face față rezonabil, dar numai că între timp lucrurile au luat o razna. La guvern nu se mai înțeleg responsabilii, persoanele care ar trebui să se ocupe de chestiunile europene pleacă sau sunt demiși. Bă, scuzați, limba română, dar ar naiba în ea. Demise.
Persoanele sunt demise, domn profesor. Așa se întâmplă când vă gândiți la Dăncilă, nu? În fine. Da, domne, e urât ce se petrece. Ministrul ăla cu afacerile europene, Negrescu, și-a dat demisia, sau, mă rog, a fost demis cu o lună și jumătate înainte de preluarea președinției Consiliului UE. E jenant ce se întâmplă acolo, la guvern, la PSD, în coaliție. Dar, domnule președinte, acum ați aflat în ce țară trăiți? Acum ați aflat ce guvern aveți? Ne trezim în ceasul al 12-lea total, total nepregătiți. O bună dimineața, domnule președinte! Deci nu, domnul Iohannis, nu cred că nu știați. Ba chiar dimpotrivă, dar a stat cu minte, pare că v-a plăcut. A fost călduț, recunoașteți. O semivacanță la locul de muncă. A fost rău că-ți varză ăștia de la PSD, dar în același timp a fost foarte, foarte bine, pentru că vă pregăteau practic încă un mandat fără să vă stresați prea mult. Iar acum, ce să vezi? Și acum, în ultimul moment, necesitatea politică este înlocuirea acestui accident al democrației românești, care este guvernul Dragnea Dăncilă. No, nu cred așa ceva. Haideți, haideți, vă rog, domnule președinte, să le mai dăm o șansă. Parcă așa se zice în termeni politici, nu? Am decis să dau PSD-ului încă o șansă. Ce să, domn președinte, dacă le-ai dat atâtea șanse, acum spală-te cu ei pe cap, cheamă-i în cancelarie. Bine, eu cred că trebuia să-i chem de mult, nu să faci acum pe dirigintele supărat. Discută cu ei, să pună mâna pe carte, să ia materia din urmă, să îngrășăm repede porcul. Vorbește cu domnul Dragnea, sigur cunoaște el niște specialiști în domeniu, nu? Doamnelor și domnilor, stimați telespectatori, avem astăzi pentru dumneavoastră un studiu despre activitatea doamnei Viorica Dăncilă. Un studiu realizat, atenție, de o echipă de specialiști de la Harvard University. Harvard, bă, țăranilor! Oameni specializați în politică, în comunicare, în economie. Iată, voi citi pentru voi câteva fragmente din acest studiu. În acest univers aberant a picat Viorica Dăncilă, un om de desăvârșit bun simț, neconflictual, opusul isteriei și al limbajului suburban. Un om normal într-o lume anormală. A? O echipă de cercetători de la Harvard, da? Despre Viorica Dăncilă. Mai vreți un fragment din studiul lor? Iată. Viorica Dăncilă nu este nici proastă, nici incultă, nici provincială, nici gafără. Când după sforari isterici vine în fruntea guvernului un om obișnuit, un om asemenea românului de rând, nu place. Ce să, am deja un gol în stomac, mă simt vinovat pentru atâtea și atâtea materiale defăimătoare la adresa doamnei Dăncilă. Chiar și vouă, da, da, vouă, telespectatorilor, ar trebui să vă fie rușine pentru că ați căscat gura la materialele despre acest om normal într-o lume anormală. Dacă am început și eu să vorbesc precum specialiștii de la Harvard. Ai, bă, ce Harvard? Nu e niciun Harvard. V-am păcălit, ca să fiți mai atenți. Am citat dintr-o publicație românească. Ni se explică acolo că doamna premier este de fapt o lumină pe care o critică, citez, o adunătură de lumpeni, niște maneliști, niște maidanezi și talibani ce suntem. Șasie rușeni. Publicația se cheamă Q Magazine și probabil n-ați auzit de ea. Au auzit doar câțiva oameni care cred că acolo este presă pentru că îi menajează pe ei și îi ceartă pe ceilalți. Iar în acest caz nu doar că îi menajează, dar încearcă să-i facă mai deștepți și mai frumoși. Cred că nici Viorica Dăncilă în persoană, dacă este atât de normală, nu poate citi acest articol despre sine însăși fără o felie de lămâie alături. Ia, ia, stați așa, vă mai citesc un fragment. Sunteți pregătiți? Bă, nu vomităm la ora asta, da? Deci,
Ea este pur și simplu un actor onest, distribuit ca substitut într-un rol pe care titularul este în imposibilitatea de a-l juca. Aoleo, ce face? Viorica Dăncilă este un actor onest distribuit în locul... adică în locul lui Dragnea sau al cui... Nu cred. Adică ăștia, încercând să o laude, o fac la rândul lor marionetă. Doamne, fraților, dacă voiam actor, puneam un actor, măcar juca mai bine. Știa să citească niște cuvinte de pe o foaie, nu făcea o greșeală aproape la fiecare cuvânt mai lung de două litere. Opoziția parlamentară, prin intermediul bugetului, prin intermediul bugetului național sau de sectorul privat, adversarii PSD au pus la bătaie un discurs alarmist pentru a contesta acest program care, vă spun foarte sincer, nu a făcut bine României. Nu că eu sunt curios ce calcule și-au făcut cei ce au pus la cale acest articol. Calcule privind beneficiile de imagine, mă, maidanezilor. Imediat vă fuge gândul la bani, maneliștilor. Calcule de imagine, desigur. O fi vreun cetățean care, citind aceste rânduri, și-a schimbat în bine părerea despre Viorica Dăncilă? Nu prea cred. Ba chiar dimpotrivă, lumpenii de pe net au luat pozele din articol și s-au apucat să facă glume cu ele. Niște nenorociți. Da, da, deci Dăncilă chiar a stat la poze. Femeia a intrat în joc. Ea chiar a crezut că se scoate cu această interperie de articol. Săraca, cine o fi păcălit-o? Doamnă, veniți, doamnă, nu mai fiți necăjită. Veniți încoace, vă facem noi o imagine. Puh, o să stea mâța în coadă, doamnă. Cum stăteau copiii aia de la grădiniță în cap la vizita dumneavoastră de la Pitești, așa o să stea și mâța. Fii profesionist, ce vreau. Mă plângeam săptămâna trecută că până și Dorel a plecat din România. E, nu, fraților, nu, e încă aici. I-ați văzut pe aia cu mocheta de la Bacău? Da, pe aia de la Slatina care tăiau copacii ca să încapă o tablă de-aia ornamentală? Doamne, doamne, stați cu noi!